formația pregătită de Victor Pancu a început bine meciul și și-a adjudecat primul set cu scorul de 25-17. Actul secund a fost echilibrat, oaspeții impunându-se în final la 21. Sucevenii și-au revenit însă la timp și au câștigat următoarele seturi la 19, respectiv 16. Miza jocului este mare, ca să spun așa, și am încălă de presiune. Bineînțeles, setul cu fără probleme. Al doilea ne-am relaxat și după aceea jocul a fost la îndemână. Cele două formații se vor întâlni din nou miercuri într-un meci programat de la ora 12 pe terenul celor din Buzău. În cazul în care se va impune și în manșa secundă, echipa suceveană își va asigura biletele pentru barajul de promovare în divizia A. Acolo s-au mai calificat Știința Bacău, Bihorul Oradea și Phoenix Chimleul Silvaniei, ultima urmând să organizeze turneul.